Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și după o lungă absență m-am reîntors la dumneavoastră. Astăzi voi face un nou tutorial în care vom termina flamingo, pasăre pe care am început-o acum 2 săptămâni. Absența mea a fost motivată. Am lucrat foarte mult în această perioadă, este perioada conservelor, perioada în care trebuie să facem aprovizionare pentru iarnă și, după cum știți, eu nu sunt acasă la mine, nu dispun de timp așa cum doresc eu și de aceea săptămâna trecută nu am reușit să fac niciun tutorial. Astăzi vom continua cu pasărea noastră, cu flamingo, și pentru început vom lucra ciocul acestei minunate păsări. Este o pasăre foarte frumoasă, foarte grațioasă. Pentru a face ciocul vom avea nevoie de firul de bumbac negru, același fir de bumbac egiptean pe care îl folosesc de obicei. Vom avea nevoie de foarte puțin alb și de un pic de fantezie, un pic de bunăvoință să putem lucra. Vom începe prin a executa cercul magic, în care vom lucra 6 piciorușe foarte scurte. Voi pune jos gemul. Deci vom face 6 piciorușe. 1, 2, 3, 5 6. Am uitat să vă spun că folosesc vechea mea croșetă numărul 1. Acum, după ce am executat aceste 6 piciorușe foarte scurte, vom uni cu picioruș cu fir alunecat ca de obicei. Între timp m-am specializat un pic, am reușit să cumpăr și un trepied. În felul acesta nu voi mai fi blocată de cameră și voi reuși să filmez mai bine, deci vedea mai bine ceea ce lucrez. Este un pic dificil. Așa. Deci am lucrat aceste 6 ochiuri. Acum vom repeta de 2 ori 6 ochiuri. 6 ochiuri normale. 2. Vom pune ca de obicei un fir care va fi care va separa rândurile. Vom ști de unde am pornit. Vom executa din nou 6 piciorușe foarte scurte. Unu,
lăsați, lucrez foarte, foarte strâns și de aceea succede. Unu, doi, trei, patru, tragem firul de aici și acum îl vom pune din nou și vom executa un picioruș scurt, foarte scurt, normal, după care în următoarele două ochiuri vom dubla, deci vom face în primul două ochiuri, din nou dublăm iar apoi vom continua să lucrăm în mod normal. Deci avem 5 ochiuri, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vom pune din nou firul și vom lucra în mod normal cele 10 ochiuri. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Aici va fi un pic mai dificil, pentru că este foarte, foarte mic. 5, 6, 8, 9 și al 10-lea ochi. Vom pune din nou firul nostru despărțitor și vom lucra două ochiuri în mod normal, după care următoarele patru ochiuri, în următoarele patru ochiuri vom înmulți. Deci avem două ochiuri, le lucrăm în mod normal. 1, 2. Următoarele patru vom dubla în fiecare ochi. Unu, dublu.
2. Al patrulea os în care am dublat 4 și apoi vom continua cu osuri normale până la sfârșitul rândului. Deci vom avea 10 plus 4, 14 osuri în total. Când terminăm rândul vom avea 14 osuri. Am spus că este un pic cam dificil această parte. Aici este ultimul roz din acest rând, după care vom pune din nou firul despărțitor. Și următorul rând vom lucra în mod normal, deci 14 ochiuri. Cred că ciocul este partea cea mai dificilă. 10, 11, 12, 13 și 14. Acum vom continua prin a lucra 5 rânduri, 5 ochiuri în mod normal. Scuzați, 5 ochiuri. 1 5. După care următoarele două ochiuri vom dubla 1 și al doilea 2. Trecem la următorul ochi, vom dubla din nou 1 și al doilea, după care restul ochiurilor le vom lucra normal, fără să mulțim, fără... La sfârșitul rândului vom avea un număr de 16 ochiuri.
Aici este un cald foarte, foarte apăsător, o umiditate foarte mare. Știu că și acasă este cald, știu că și dumneavoastră vă este greu. La capătul rândului vom muta firul și vom lucra cele 16 ochiuri normal, fără să mulțim, fără. Am pierdut un pic îndemânarea zilele astea, am dat doar roșii prin mașină. Firul meu este prea scurt și mi face un pic de probleme. 8, 9, 10, 16. Așa, acum vom muta firul din nou și vom executa 5 ochiuri în mod normal. Aici avem 1, 2, 3, 3, 4, 5, după care în următoarele 5 ochiuri vom dubla. Următoarele 4 vom dubla, scuzați. Deci 4 ochiuri duble. Vom dubla 1, 2, 3, 4-lea. Iar restul ochiurilor le vom lucra în mod normal, fără să mulțim.
Și altceva ceva. Scoate de aici. Așa. După care vom continua cu culoarea albă. Vom atașa culoarea albă. Acum vom atașa culoarea albă. Voi pune aici ca să nu se murdărească. Voi tăia firul negru în așa fel încât după aceea să-l pot ascunde. Vom continua să lucrăm de patru, vom face patru rânduri în mod normal. Trag un pic firul, seamăn destul. Așa. Este un pic cam greu aici să le îmbin. Un pic de răbdare. Sigur că prindem pentru prima dată două fire în felul acesta. Ne vom atașa și astfel vom lucra patru rânduri cu un număr de 18 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, la capătul rândului vom avea 18 ochiuri și vom face în total 4 rânduri. Noi ne vom întâlni când vom termina cele 4 rânduri. Am executat cele 4 rânduri și cu alb. Am ascuns firele, le-am tras înăuntru, după care le vom ascunde aici în interior. Și astfel am terminat ciocul. După care fiecare la alegerea sa, fie vor fi cusute, fie vor fi lipite. Eu, pentru a scurta timpii, le voi lipi. Voi folosi lipiciul lichid, cel cu care se lipește imediat. Așa, am ascuns fire de aici în interior. Vom lua pasărea noastră. Vă amintiți partea din față unde am
am scăzut de 6 ori cele 6 scăderi pe care le-am făcut. Așa. Acum vom fixa ciocul, după care vom trece la executarea aripilor. Și acelea sunt foarte ușoare. Eu, după cum ați văzut, am adus modificări. Am pus pene la aripioarele păsării mele. Astfel este mult mai frumos, mai elegant, mai atrăgător. Deci, acum îi lipesc ciocul. Ținem un pic ca să se lipească bine. Un copil a văzut această pasăre, acest flamingo, și m-a întrebat de ce este trist că stă cu căpușorul în jos. Așa este, dacă vreți puteți să-l lăsați cu căpușorul drept, eu l-am aplecat un pic, pentru că astfel se vede și coronița pe care i-am aplicat-o pe cap. Deci, acum am executat și am lipit ciocul pentru flamingo. Vom continua, îl voi pune aici deoparte, între timp el se va fixa și mai bine. Dumneavoastră, dacă lucrați cu un fir mai gros, în interior puteți să introduceți un pic de vat sau un pic de melană. Vă voi arăta modul în care executăm aripile. Vom face cercul magic, ca de obicei. Iar în interiorul acestui cerc vom lucra 5 ochiuri de lanț. Deci vom începe 1, 2, 3, 4, 5. Voi face al 6-lea, pe care îl voi introduce în al 2-lea ochi de lanț aici. Și vom lucra în mod normal, turușe. 1, 2, 3, 4, al 5-lea, să fiți foarte atente, vedeți, am făcut al 5-lea ochi. După care vom intra din nou în cercul magic și vom face un ochi normal. Vom întoarce și vom continua să lucrăm pentru început cele 5 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5. Vom continua cu alte 2. Și vom adăuga al treilea ochi, cu care ne vom întoarce în al doilea ochi. Deci avem 1,
avem al doilea și vom continua cu celelalte 5 în jos. Deci un total de 7. Și un total de 7 ochiuri. Vom intra din nou în ochiul de lanț și ne vom ridica cu un alt ochi în sus, după care întoarcem lucrul și vom face din nou 5 ochiuri normale, deci de 5 ori. 1, 2, 3, 4, al 5-lea, vom face un ochi în plus. Și ne vom întoarce din nou în jos cu 5 ochiuri. Acesta fiind și ultimul rând de la aripioara noastră. După ce am terminat aceasta, vă voi arăta și modul în care vom aplica penele. Dumneavoastră, dacă nu găsiți pene colorate, deci aici vom închide. Dacă nu găsiți pene colorate, puteți lua pene albe, jumuliți o găină, le puteți vopsi cu carioca. Nu este nicio problemă. Deci, vom încheia. Și vom închide cercul magic. În felul acesta. Va fi ca o mică frunzuliță, de fapt și de drept, dar vom ascunde firele, le vom trage în spate în acest fel, îl vom trage și acest alt și vom ascunde aici. Așa, eu le-am făcut un nod pentru a le da mai multă siguranță, fiind foarte scurte este mai dificil de cusut. De aceea am optat pentru această idee. Am făcut un nod. Scurtez firele. După care eu am deja penele pregătite. Voi pune pe spate aici, voi aplica lipiciul lichid. Voi pune un pic mai mult, deci nu ne zgârcim, pentru că trebuie să lipim penele. În felul acesta. Și voi începe prin a le aranja așa cum cred eu de
de cuvință. Voi ține un pic apăsat ca să se lipească. În mijloc voi pune cea de-a treia, voi presa bine, dacă îmi pare că nu este suficient, voi atașa o altă pană, voi scurta un pic aici pentru că este un pic cam lungă. Cel puțin mie îmi pare un pic mai lung. Așa. Felul acesta. Și voi mai pune aici în mijloc o altă pană pentru a umple acel mic gol. V-am spus, nu este o problemă, puteți prinde câteva pene la o găină, le vopsiți cu carioca, dacă nu găsiți pene deja colorate. Și uitați, în felul acesta i-am făcut aripioara. Eu deja am executat cealaltă aripă, o voi lipi după ce vom face piciorucele, lăbuțele de fapt. Așa, pentru lăbuțe avem nevoie de culoarea galbenă. Sunt foarte ușor de executat. Eu deja am executat prima. Vă voi arăta și dumneavoastră felul în care le vom face, dar am făcut în acest mod încât să pară de adevărat o lăbuță de pasăre. Cu firul galben de această dată vom lucra 5 ochiuri de lanț. Apoi vom lua firul pe croșet o singură dată și ne vom deplasa către următorul lot și vom lucra acesta, vom închide toate ochiurile, vom lua firul de două ori pe croșet, vom introduce în același ochi. Vom lucra în picioruș înalt, vom lucra al doilea picioruș înalt în același ochi, și vom închide toate împreună, vom lua o singură dată firul pe croșet. În același ochi vom lucra un ochi scurt, cred că nu greșesc dacă spun așa,
După care, în următorul loc de aici, vom face un ochi foarte scurt, cu care vom închide și vom continua. Vom lua firul odată pe croșet, ne vom deplasa către următorul fir, vom lucra un ochi scurt, luăm de două ori pe croșet, în același ochi vom lucra un piciorul înalt, le vom închide toate trei împreună, vom lua din nou de două ori firul pe croșet, vom lucra al doilea picioruș înalt, le vom închide, vom lua firul odată pe croșet și vom realiza picioruș scurt, le vom închide toate împreună, iar cu un picioruș foarte scurt ne vom deplasa în următorul ochi și aici îl vom închide. Așa. Apoi continuăm. Vom lua firul odată pe croșet, ne deplasăm în următorul ochi, fiindcă nu văd bine, bătrânețea când te ajunge nici să vedem bine nu mai reușim, deci vom face un picior scurt. Așa. Vom lua de două ori pe croșet. Vom face un picioruș înalt, de unim toate împreună, al doilea picioruș. Picioruș dublu normal, cum se spune. Le vom închide toate. Apoi vom lua o singură dată pe croșet în același punct. Vom lucra, vom închide, după care vom încheia în același punct cu un picioruș foarte scurt. Iar aici vom închide lucru. Astfel am realizat lăbuța. Voi încheia voi ascunde firele pe desubt și facem așa fel încât să acoperă acest gol care s-a creat aici, se trece cu firul. Acest bun. Voi ascunde și al doilea fir. Dar voi reuși și cu el, firele sunt foarte scurte, de aceea mi este mai greu. Așa. Aici voi face un nod și am realizat și lăbuța păsăriții noastre. Sunt obișnuită să, de aceea spun păsărică, pentru că m-am obișnuit cu numele italian. În italiană se cheamă penicottero și pentru a nu greși mă exprim în
în modul în care dumneavoastră puteți înțelege. Așa. Acum, ceea ce urmează este să lipim piciorușele, lăbuțele. În felul acesta vom pune un pic de lipiciul lichid nu este foarte necesar. Dacă nu, dumneavoastră le puteți coase, numai că este un pic mai dificil. Am atacat aici prima lăbuță. Așa, deci păsărica noastră stă așezată, nu stă în picioare. Stai cu minte. Voi atașa și a doua. Se pune un alt pic de lipici lichid. Vom pune aici, alături, în felul acesta. Vedeți, deja începe să prindă formă, deja începe să se cunoască un pic ceea ce este. Acum, eu voi face în felul următor. Pentru a da stabilitate și a reuși să-l termin, voi lipi pasărea noastră pe această scoică foarte, foarte mare. Voi pune lichid. Lichidul, v-am spus, este întotdeauna foarte, foarte necesar în acest tip de lucrări și îl voi lipi aici. Astfel îi voi da și stabilitate mai mare, pentru că oricum este un pic greoi. După ce îl lipim, vom așeza și căpușorul așa cum dorim. Vă amintiți că am introdus în gât firul de sârmă. Vom ține un pic apăsat, așa. Va prezenta în felul său. Vom întoarce căpușorul în modul care va sta după placul nostru. Apoi voi pune ochișorii. Eu am ochișori cumpărați. Voi aplica din nou un pic de lipici. Eu sper foarte mult că acasă veți găsi acest tip de lipici care se lipește foarte repede. Îmi pun ochișorii. Unul deja l-am lipit. Îl voi lipi pe cel de-al doilea. Voi fi atentă să fie la aceeași înălțime. Acum îi voi pune gemele, vedeți că deja începe să prindă formă, începe să semene a pasărea. Eu am ales modalitatea cea mai simplă. Dumneavoastră, dacă doriți,
puteți face sprâncenele cu fierul de ață. Eu am cumpărat geme false din magazin pe care le voi aplica. Au deja lipici atașat. Voi tăia în două această geană falsă, vedeți? Acum sunt un pic emoționată, dacă nu tai bine, sperăm că totul este corect. Și o voi aplica aici, deasupra ochișorului. Așa, în felul acesta. Apoi o voi aplica pe cea de-a doua, pe acest alt ochișor. Este nevoie de un pic de răbdare, un pic de migală, dar oricum rezultatul va fi ceva de excepție. Uitați-vă, este frumușel, așa, fixăm bine aici. Apoi vom aplica aripioarele. Pentru aceasta, din nou, vom folosi lipiciul lichid. Vom fixa aripioara aici, într-o parte. Apoi vom fixa și a doua aripioară pe care eu deja am pregătit-o înainte. Ne uităm ca să fie cam la aceeași înălțime. O fixăm. Și apoi vă spun, pentru că aripioarele sunt atât de bogate, eu nu i-am mai făcut codiță. Nu i-am mai aplicat codiță. Pentru că nu este nevoie. Nu se vede. Dumneavoastră, că dacă doriți, puteți să-i faceți din pene o mică codiță pe care să-i o puneți. Dar vă arăt imediat în mod normal, nici nu se vede că codița nu există. Ia uitați-vă. Vedeți? Este totul acoperit. Nu se cunoaște că nu este codiță. Așa, în felul acesta. În momentul ce am făcut toate acestea, voi aplica câteva scoici aici, utilizând din nou lipiciul lichid.
cele mari eu acum le-am terminat. Voi aplica câteva dintre acestea mai micuțe. Dumneavoastră puteți opta pentru scoici sau nu. Îl puteți fixa, puteți fixa pasăre pe alt, pe un alt tip de suport sau chiar singură. Așa. Deci una deja i-am pus. Voi pune pe a doua pentru a da o notă de eleganță, o notă de frumusețe. Este o pasăre care trăiește și se hrănește cu pește, trăiește în apropierea apelor, este o pasăre migratoare. Știți foarte bine, o pasăre foarte delicată, foarte grațioasă, cu mișcări foarte frumoase, foarte grațioase. Acum, în acest moment, vă pun și aceasta. Aici. Se vor lipi imediat. În timp ce scoicile se vor lipi, vă voi arăta cum am făcut coronița. Dumneavoastră, dacă doriți, o puteți realiza în același mod ca și mine, din mărgeluțe. Dacă nu, o puteți croșeta. Dar eu am optat pentru mărgeluțe pentru că îmi pare mult mai delicată. Eu folosesc aceste mărgeluțe la metru. Voi face un mic rotund ca o mică coroniță. Voi tăia de aici. Așa. Le voi uni între ele folosind din nou lipiciul nostru lichid. De aceea vă spuneam că este foarte important acest lipit. Am unit între ele. Voi ține un pic apăsat. Acum, din loc în loc, voi pune un pic de lipit. Foarte puțin. Atât doar cât să-l fixăm pe căpușorul păsăricii noastre, flamingo. Am fixat-o aici. Atenție că ne lipim foarte ușor. Așa. Iar acum, pentru a diversifica un pic, voi folosi un alt tip de mărgeluțe. Celelalte sunt lipite una câte una. Aici voi folosi din nou mărgeluțe la metru. Voi măsura. Cred că așa va fi de ajuns. Voi tăia. Le voi atașa între ele. Le voi lipi din nou cu cola.
sper să că am reușit să le lipesc cum trebuie. Punem un pic de colă aici, deasupra. Așa, un alt pic aici. Atât cât se pot lipi mărgeluțele. Vedeți că pasărea noastră, flamingo, este gata. Alături vom putea lipi, dacă dorim, o frunză de nufăr. Tutorialul găsiți pe pagina mea. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă rog să mă scuzați pentru întârzierea cu care am venit să termin acest tutorial, dar cum vă spuneam, lucru este primordial, de aici îmi câștig salariul și cum nu sunt acasă la mine, trebuie să lucrez. Vă mulțumesc tuturor că m-ați urmărit, vă doresc o seară plăcută, noapte bună. Vreau să mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris pe grupul Tatiana Croșeta și prietenele ei și tuturor celor care mă urmăriți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Vă doresc o seară plăcută, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă realizați pasărea flamingo, aș dori foarte mult să o expuneți pe pagina grupului, să vedem în ce fel a ieșit. Vă doresc din nou o seară plăcută și vă îmbrățișez cu mare drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc!